jocurile de noroc. Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar și atunci când merg la restaurant sau în vacanță. Asta pentru că taxa pe valoare adăugată va fi majorată de la 5 la 9%. O singură casă va putea fi cumpărată cu TVA 5% și, atenție, nu trebuie să fie mai scumpă de 600.000 de lei. Iar firmele mici și mijlocii pierd mai multe facilități fiscale și vor fi obligate să aibă angajați. Modificările aduse codului fiscal sunt la dispoziția opiniei publice și vor intra în vigoare de anul viitor. Alături de noi, Adrian Negrescu, analist economic. Bun găsit, Adrian! Bun găsit. Întrebarea bine este care va fi impactul bugetar mai exact? Câți bani ar vrea să strângă guvernul în urma acestor creșteri de taxe și impozite? Hey, ar urma să strângă vreo 2,2 miliarde de lei în acest an și vreo 13,7 miliarde anul viitor. Deci mai mulți bani de la cei care muncesc, de la cei care au tupeu între ghilimele să facă afaceri, să-și deschidă o micro-întreprindere, un PFA, de la cei care fac afaceri în domeniul construcțiilor, în domeniul Horeca. Încă o presiune fiscală într-un an de criză. În mod normal, când vine criza peste noi și ne ducem, din păcate, spre această criză economică, n-ar fi trebuit să creștem taxele. Este cea mai proastă măsură posibilă, dar iată că autoritățile dovedesc că se poate. Efectele le vom vedea probabil în numărul mare de falimente, de insolvențe și în creșterea numărului celor rămași fără un loc de muncă. Și de asemenea, domnule Negrescu, înțelegem că ordonanța prin care românii își pot amâna ratele timp de 9 luni la bănci, deși a intrat în vigoare, nu are norme de aplicare. Iar oamenii practic sunt nevoiți să aștepte. Cu alte cuvinte, nu se întâmplă nimic. Ce e așa de greu să elaborezi niște norme de aplicare? Sau de ce nu se fac toate lucrurile de la cap la coadă ca la carte? Pentru că nu există o viziune unitară legată de aceste măsuri care ar trebui să sprijine economia, să sprijine pe români care sunt puternic afectați de inflație, de scăderea veniturilor, de creșterile de prețuri, de creșterea dobânzilor la credite. Nu există o viziune unitară și se acționează pompieristic cu măsuri punctuale menite să aducă mai mulți bani la buget. Legat de ratele la credite și de amânarea ratelor, acolo știm foarte clar, Asociația Română a Băncilor a respins acest proiect pentru că vine să pună gaz pe focul problemelor din sectorul bancar. Vor fi mulți români care, din păcate, se vor trezi cu rate cu 30% mai mari dacă vor apela la aceste facilități, între ghilimele, oferite de guvern. Ce ne spune însă această decizie a guvernului luată unilateral este că se așteaptă, de fapt, la falimente, la firme închise și la oameni dați afară. Oameni care au credite imobiliare, da, și credite de consum. Probabil vor avea nevoie de această măsură în condițiile în care vor rămâne fără niciun fel de salariu. Domnule Negrescu, ce înseamnă efectiv pentru români care plătesc rate din ce în ce mai mari la bănci această lipsă a normelor de aplicare pentru ordonanța de urgență? Înseamnă că legea respectivă, decizia respectivă nu poate fi aplicată și nu știm exact cum va fi aplicată dincolo de ce ne-au spus autoritățile. Doar putem să estimăm și să bănuim despre faptul că vor beneficia numai cei care, atenție, sunt buni platnici, care nu au în acest moment probleme financiare și nu au un litigiu în relația cu banca, adică nu și-au, care au probleme de plată în momentul de față. Deci vor beneficia numai cei buni platnici.